Concursul județean s-a desfășurat pe trei secțiuni. Prima secțiune s-a adresat copiilor și a inclus două categorii de vârstă, de la 7 la 11 ani și respectiv de la 11 la 15 ani. A doua secțiune a fost dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, iar a treia secțiune grupurilor vocale. Repertoriul participanților a fost ales în funcție de autenticitatea pieselor folclorice, de valoare artistică și de diversitatea lor ritmică și melodică, iar acompaniamentul orchestral a fost asigurat de către Orchestra Ansamblului Artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Și iar vede și o crăiță, uite așa, iar așa, mi-a făcut mama Catriță, ia așa și așa, cămeșuică și o pici, uite așa, iar așa, cum îi pot tupi aici, ia așa și așa. Jurul festivalului a fost ales pe sprânceană dintre personalitățile de seamă din domeniul cercetării și interpretării folclorului românesc, iar premii au fost acordate la toate secțiunile și categoriile festivalului. Premiul întâi a fost acordat lui Alexandru Sahlean de la Cacica și lui Andrei Iftime de la Găinești. În plus, a fost oferit și trofeul Cântecele Siretului, care a ajuns la Mihai Hrincescu din Arbore. Toți trei s-au remarcat printr-un anumit specific, prin faptul că și-au reprezentat zona foarte bine. Mihai Hrincescu însă a impresionat jurul datorită faptului că a fost acompaniat de cobză și pentru că s-a comportat asemeni unui rapsod popular.